Deșteptarea. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu recunoștea recent că pragul de infectări de 6 cazuri la mie, de la care toată lumea o să treacă în online, ar putea fi atins în partea a doua a lunii octombrie, adică peste o lună și jumătate. Se va repeta cel mai probabil astfel scenariul din primăvară, când după redeschiderea școlilor în februarie s-a ajuns la o explozie de cazuri în martie. O să discutăm despre condițiile în care se redeschid școlile cu Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bună dimineața, domnule Cristache! Bună dimineața! Sunt, iată, deja tot mai multe cazuri de COVID raportate în rândul copiilor. Uite, de exemplu, un prieten de pe strada al Puștilor mei este pozitiv, iar aseară am aflat și de un coleg de clasă. Ieri au fost peste 2000 de cazuri la nivel național în general, o creștere bruscă. Știm că varianta Delta este mult mai contagioasă decât cea cu care am avut de-a face în primăvară, deci e de așteptat să accelereze lucrurile. În contextul ăsta, are rost să mai înceapă școala fizic? Care e poziția asociațiilor de părinți? Cu certitudine că ne dorim să înceapă școala față în față și știți de ce. Pierderile sunt imense la nivelul copiilor noștri, mă refer la nivelul de competențe dobândit de-a lungul celor 14-16 luni din ultimul an și jumătate de școală, care nu a fost, din păcate, mai mult față în față, ci a fost mai mult online sau mai mult hibrid, un sistem hibrid care este hulit atât de către noi, cât și de către profesori, cât și de către elevi. Da. Sigur că nu va fi ușor. Vedem și noi acum această explozie care apare, culmea, chiar când începe școala. Nu știu de ce în ultimele 4-5 luni de zile nu am avut o astfel de creștere, pentru că, din ce am citit și noi și știm cu toții, nu temperatura influențează acest virus, pentru că altfel n-am mai vorbit de Brazilia și așa mai departe, țări care au avut și ei acolo niște cazuri foarte multe. Corect. Dar suntem puși în situația asta în care trebuie să ne responsabilizăm cu toții, trebuie să punem presiune pe consiliile locale și pe unitățile de învățământ să corespundă la nivelul cerințelor impuse de Ordinul Comun, mă refer la Ordinul emis de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, și la rândul nostru și noi, familiile, să facem tot ceea ce ține de noi, să ne responsabilizăm copiii, să respecte regulile în măsura posibilităților, pentru că nu va fi absolut deloc ușor ca acești copii de ciclu primar să meargă către școală și să credem cu toții că vor păstra distanța de un metru, că nu se vor îmbrățișa, că nu vor interacționa la modul real între ei de-a lungul celor 4 ore, cel puțin, din școală și încă 1-2 ore în care ei se vor afla pe drumul de la casă către școală și de la școală către acasă. Oricum, am înțeles că în mai multe unități de învățământ, nu știu, poate ne spuneți dumneavoastră dacă e o regulă generală, a scăzut și durata orei, adică de la 50 de minute, în general, e de... Am auzit situații în care o să aibă 40 de minute ora de curs și 5 minute de pauză. Asta era în mod normal în sistemul online, dar este adevărat că în capitală sunt școlii așa zise de top, unde sunt, vorbim de 2-3 schimburi de elevi, 1500, 2000, 2500, chiar și 3000 de elevi. Și profesorii sau directorul, conducerea unității de învățământ, sunt obligați să mișoreze ora. Și atunci stau și îmi pun întrebarea, de ce Dumnezeului toți părinții s-au înghesuit pe aceste școli? Pentru că, cu certitudine, nu există proximitate pentru toți elevii care se înscriu în aceste școli și obțin acele vize de flotant în baza unor intervenții sau în baza statutului pe care îl au și vor neapărat să meargă la aceste școli unde este înghesuială mare, unde cu certitudine în actualul context pandemic, când vorbim de peste 2000 de elevi, orice ar face acele femei de serviciu nu vor reuși să îndeplinească condițiile de securitate igienico-sanitar. Da, mai funcționează treaba cu viza de flotant, că înțelesem că s-a suprimat. Funcționează. Noi de 3-4 ani de zile încercăm să facem tot ceea ce ține de noi ca federație, dar din păcate aceste modificări sau respectarea legii întru totul ține de exact acești părinți care vor să-și trimită copiii aceste școli de fițe, nefiind în proximitatea școlilor. Adică vorbim de oameni din alta societate cu funcții care beneficiază de aceste avantaje, ne încercăm să pună legea în aplicare. Da, apropo de asta cu școlile de fițe, cum le spuneți dumneavoastră, sau de top, și bine, până la urmă, într-o oarecare măsură, de înțeles preocuparea părinților de a-și trimite copiii la o școală cât mai bună în opinia lor, dar într-adevăr, cum spuneți, nu de cele mai multe ori la pomul lăudat te duci cu sacul. Înțeleg că sunt probleme și cu înscrierile, cu repartizările copiilor la clasa 0, despre care de asemenea știam că s-a găsit o variantă, adică eu la mine la școală, cel puțin unde sunt copiii mei, am aflat de la mama unui copil că nu mai poate să-l înscrie la ce învățătoare dorește, că acum copiii sunt repartizați aleatoriu la
învățători la începutul anului școlar, dar înțeleg de la dumneavoastră că încă sunt probleme și aici cu pile și alte... Da, din păcate încă nu vrem să respectăm legea. Știu că sunt nemulțumit din partea părinților care voiau să-și trimită copiii la învățătoarea dorită, dar nu putem să asigurăm egalitatea de șanse și incluziunea, pentru că exact după ce am primit un telefon de la o colegă de-a noastră și mi-a zis că voi intra astăzi, mă sunase o mămică foarte revoltată, nu din București, că nu poate să-și înscrie copilul la propria învățătoare dorită. Și am întrebat-o, doamnă, câți copii își doresc, sau câte familii își doresc să meargă la acea învățătoare? Peste 30. Știți care este numărul maxim de copii admiși la clasa pregătitoare? 22 plus 3, 25. Ia spuneți-mi și mie, ce facem cu celelalte 5 familii care nu au posibilitatea sau nu au capacitatea de intervenție pe care o aveți dumneavoastră? Și a dat de numeri și și-a dat seama într-adevăr că vorbim de inechitate și că vorbim practic într-un sistem educațional acolo unde noi spunem că trebuie să promovăm echitatea, moralitatea și incluziunea. Fix în acest sistem noi vorbim de intervenții non-stop. Sigur că cu această măsură Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare și Guvernul României trebuie să vină cu niște politici publice astfel încât să ne asigurăm că toate școlile au același nivel de pregătire, iată, au o resursă umană calificată. Și atunci părinții cu certitudine se vor duce la școala de proximitate, cea mai aproape școală, pentru că niciun părinte nu este nebun să-și trimită copilul la o oră și jumătate cu dorința de a-și duce copilul la cea mai bună școală. Dar vreau să vă spun așa, cea mai bună școală, și sunt sigur că sunt asentimentul majorității părinților, este făcută tot de către noi părinții, pentru că la cea învățătoare cea mai bună sunt copii care provin din familii cu procent major, familii educate și cu statut financiar. Familii care știu să-și ajute copiii când se întorc de acasă și poate să-i ajute în procesul de instruire și predare. Sunt părinți care au posibilități financiare și îi ajută la meditații, culmea cu învățătoarea sau cu profesorul de la clasă. Adevărat. Și atunci ne furăm căciula, stimate domn. Corect, așa este. Dar credeți că se poate remedia și situația asta în vreun fel? Adică există măcar vreun proiect? Nu, cu, ce spuneați, cu repartizarea cadrelor didactice, cumva la fel ca și copiii, unitar în școli. Adică să nu mai fie toți profesorii buni la două, trei școli și la alelalte Dumnezeu cu mila? Da, ține de modul în care se fac pregătirile sau cum sunt pregătiți acești profesori la nivel de universitar. Și ține foarte mult și de salarizarea pe care trebuie să le acordăm acestor tineri studenți care termină niște facultăți bune și care vor să intre în sistem. Pentru că mi-e greu să cred că un student, de exemplu, care termină automatica sau facultate de matematică și care de pe băncile facultăților este plătit cu 1000 de euro net, că va veni în sistemul educațional și va fi plătit cu 500 de euro net. Corect. Avem nevoie de recrutarea resurselor umane și pentru de acest lucru, într-adevăr, este nevoie ca actualul guvern sau viitorul guvern să vină cu niște politici publice în avantajul acestor profesori. Domnule Cristache, vă mulțumim mult de tot. Deșteptarea